găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Sfaturi pentru refacerea organismului și întărirea spiritului în prag de primăvară și în plin post al Paștelui. Măsuri pentru prevenirea și tratarea problemelor dentare la copii și inhalosedarea, o metodă care te face să uiți de amintirile neplăcute legate de vizita la medicul dentist. Bogăția nutritivă și calitățile curative ale rucolei și remedii pentru eliminarea pistruilor și a petelor pigmentare provocate de soare. Stare generală de slăbiciune, amețeli, anxietate, somnolență, îmbolnăviri repetate. Sunt doar câteva dintre stările neplăcute care ne dau de furcă în această perioadă și ne gândim ce-i de făcut pentru a reveni la normal. Sfaturi pentru refacerea organismului și întărirea spiritului în prag de primăvară și în plin post al Paștelui ne oferă dr. Ligia Alexandrescu, medic nutriționist, și Maica Emanuela, stareța Mănăstirii Dealul. Alimentația acum după iarnă, după o iarnă lungă calendaristic, dar nu foarte grea, nu cu temperaturi scăzute în mod constant, ar trebui să ne preocupe pe noi toți. Venim după câteva luni de 3-4, chiar 5 luni de întuneric în care n-am fost expuși la soare, după câteva luni în care s-a mâncat din congelator, s-a mâncat din borcan, din ce s-a pus astă toamnă, nu s-a mâncat foarte, foarte proaspăt sau s-a mâncat importat, aliment importat, deci care face drum lung de acolo de unde a fost crescut până pe masa noastră, și atunci imunitatea are de suferit. De multe ori ni se întâmplă ca în perioada asta, 20 februarie, 20 aprilie, să avem cele mai, să simțim cel mai acut răcelile, viroza, deși avem senzația că am scăpat de iarnă și că dacă e primăvară mergem spre lumină, spre soare. Așa este, însă organismul este slăbit. O cură de vitaminizare, dar nu din supliment, din alimente, e indicată în această perioadă. Și dacă vorbesc de vitaminizare, mă refer, bineînțeles, la tot ce înseamnă crud verde pe piață, mă refer la categoria asta minunată de alimente bogate în fier, bogate în acid folic, și e vorba despre spanac, despre urzică, despre leurdă, despre untișor, despre ștevie, despre lobodă, pe care le putem consuma din abundență, pentru că există din abundență pe piață. Să ne întoarcem măcar în perioada asta spre alimentele bazice, alimentele alcaline, pentru că în depresia sa imunitară, organismul suferă un pic în aciditate, scade pH-ul sanguin. Și de asemenea să nu uităm să ne odihnim și să combatem cât se poate de mult obiceiuri, cum ar fi fumatul sau consumul excesiv de alcool, pentru că organismul este slăbit. Am pregătit ciorbă de urzici și iacnie de fasole. Și pentru seară orez cu prune. Chiar dacă suntem slăbiți imunitar, Hipocrate spunea, omul când e bolnav, când nu are putere, trebuie să flămânzească. Pentru că alimentele greoaie, alimentele bogate în carne, în produse de origine animală, îngreunează metabolismul organismului. Îi dăm mult de lucru, îl consumăm foarte tare. Ori noi trebuie să ținem lucrurile cât mai ușoare și la nivel metabolic. Și atunci, tot ce înseamnă clorofilă, spuneam despre aceste legume, aceste frunzoase deosebite pe care le avem la dispoziție în această perioadă, ne ajută să ne recuperăm. Iar postul, dacă nu terapeutic, dacă nu moral sau etic, nu e religios, măcar pentru detoxifiere să fie urmat. Eu un post mai aspru, mâncăm doar de două ori în această perioadă pește, dar spuneam, legumele de sezon se găsesc din abundență și se pot consuma. Nu este important numai postul în sine, important este viața spirituală, viața duhovnicească. Deci când începe un post, Sfinții Părinți le-a lăsat foarte bine posturile, foarte bine rânduite. Când începe postul, trebuie să ne gândim ce trebuie să mai facem. Dacă vedem un sărac, zicem, miluiți-l, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă aveți vreun vrăjmaș, împăcați-vă cu el. Dacă vezi vreun chip frumos, îndepărtează-ți ochii de la el. Deci toate astea trebuie adăugate la post și rugăciunea. Spune că dacă nu mai postim și nu ne gândim și la celelalte frumusețe ale virtuților, atunci e cură de slăbire. Nu mai este, deci,
post adevărat. Atenție cum le gătim, pentru că de foarte multe ori în bucătăria românească, știu eu, mâncarea de piureul de urzici înseamnă, presupune și adaos de făină care a fost prăjită ușor anterior, deci de rântaș. Bine, mersi, putem să folosim la fierberea acestor legume și urzică și spanac, putem să folosim mălaiul, fierbem mălaiul și nu mai mâncăm mămăliga alături. Sau, din potrivă, lăsăm piureul simplu, punem un pic de verdeață, mă refer aici la usturoi verde, la ceapă verde și mâncăm mămăliga alături. Deci, atenție la modul în care gătim, pentru că orice înseamnă ulei încălzit înseamnă creștere de colesterol, ledele colesterol, care este nociv, și îngreunarea digestiei și starea generală proastă până la urmă. Proteine există în orice crește din pământ. Dacă am putea spune, ceva ce nu are proteine este apa sau zahărul și alcoolul. În rest, orice crește din pământ are proteine. Sigur, formate din aminoacizi de mai slabă calitate sau număr incomplet de aminoacizi. Dar proteine găsim în vegetale. Și ne referim aici, în primul rând, la oleaginoase, la nucă, la semințe de toate felurile, la tot ce înseamnă migdale, caju, care se găsesc și ele din abundență, atenție, nu în cantitate mare și nu prăjite, nu preparate termic și nu sărate. Leguminoasele, și aici intră cartoful, cartoful roșu, care intră și pe piața românească, cel dulce, foarte bogat în beta-caroten. De asemenea, vorbesc despre napi, care nu prea intră în bucătăria românească, în schimb în bucătăria orientală există și sunt foarte sățioși și compleți nutritiv. De asemenea, fasolea, toate culorile, dar de preferat cea închisă la culoare, pentru că se suferă de anemie, în special noi, doamnele, avem un nivel scăzut de fier după, în special, primăvara. Năutul, soia, dar atenție la soia, pentru că nu vorbim despre produse gata preparate din soia, că sunt și bombe calorice și combinații nefericite nutriționale, dacă le putem spune așa, aport mare de sare, aport mare de grăsime. Vorbim despre baba de soia, dacă vrem să o gătim, atenție, spuneam, pentru că este un conține mulți fitoestrogeni și dacă există probleme, suferințe ale sânului, e mai bine să evităm produsele pe bază de soia. Tot aici la năutul spuneam că intră și este foarte hrănitor și are un indice glicemic extrem de scăzut, am putea spune cel mai mic indice glicemic al unui aliment, îl are năutul. Deci humusul se poate mânca pe pâine prăjită dimineața cu câteva frunze de salată verde și ar putea constitui un mic dejun copios. În perioada postului, ciorbă de zarzavat facem cu cartofi amestecat, cu fasole verde, cu dovlecel, cu mai multe ciorbă. Și felul 2, mâncare de cartofi, facem fasole bătută. Sunt multe mâncăruri de post care sunt bune. Mustaca de cartofi, foarte multe. Supă de roșie, da. Ciorbă de cartofi, ciorbă de fasole verde, ciorbă de fasole uscată. Fructele, avem nevoie de ele și în perioada asta. Mai există fructe de la Florești, de la Dâmbovița de anul trecut, le găsim în piață, chiar dacă sunt mai amărâte, le putem mânca, la fel și perele, citricele, ne-am aclimatizat cu ele, le considerăm ale noastre. Banana, în prima jumătate a zilei se poate consuma, deci fructele avem nevoie de ele, de fibrele lor. Cei mai mulți acum aleargă la nutriționiști categorie ca să-și facă acea siluetă perfectă, spun ei, dar nu dau seama că mai târziu acea siluetă se duce că îmbătrânim și nu se alege nimic de noi și sufletul rămâne gol. Și se întreabă, foarte mulți vin și se întreabă de ce simt un gol în suflet. Simt acel gol pentru că nu împletesc postul cu rugăciunea, cu milostenia, cu dragostea față de aproapele, să fie împăcați cu ei înșiși și cu toți ceilalți din jur. Deci dragostea. Mâncarea și fac cruce de 3 ori, fac așa cruce de 3 ori, Doamne ajută să fie, chiar dacă e fără ulei, să iasă și mai bună, să le placă la măicuțe. Și fac cruce și mă rog, spun, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătoasă.
Stomatologia pediatrică, un domeniu important al medicinei dentare care se concentrează pe prevenirea și tratarea problemelor orale ale copilului de la primul dințișor de lapte și până la vârsta majoratului. O să aflați imediat ce măsuri trebuie să ia părintele în colaborare cu medicul stomatolog pediatru pentru prevenirea și tratarea problemelor dentare la copii, dar și ce înseamnă inhalosedarea, metoda care te ajută să uiți de amintirile neplăcute legate de vizita la medicul dentist. Cu detalii, dr. Rodica Georgescu, medic stomatologie pediatrică, și dr. Mihaela Butnaru, medic specialist chirurgie dento-alveolară. Medicul dentist pediatru este special pregătit pentru lucru cu copiii, are cunoștințe în plus în psihologia copilului. De exemplu, copilul trece prin mai multe faze. În perioada 0-2 ani nu poate distinge presiunea de durere. De-abia după 2 ani poate să deosebească durerea de grade diverse de disconfort. De asemenea, și atitudinea față de actul medical este diferit. Până în 4 ani sunt nerăbdători, se concentrează greu, se plictisesc repede. Între 4 și 6 ani începe perioada lui nu vreau. Devin foarte irascibili, iar tratamentul trebuie în general să decurgă repede și să nu dureze foarte mult. După 6 ani apar sentimentele de mândrie, de curaj și copilul devine din ce în ce mai cooperant. La 9-10 ani, copilașii deja participă activ în tratament, înțeleg importanța tratamentului și se lucrează altfel. Un alt rol foarte important al medicului dentist pediatru este acela că poate depista la timp viitoarele probleme și anomalii dentomaxilare și știe când este nevoie de intervenție ortodontică. Un alt aspect important în munca medicului dentist pediatru este faptul că dinții permanenți își continuă formarea încă 3 ani după ce au rupt pe arcadă. Dinții temporari tineri au nevoie de un alt tip de tratament decât dinții temporari ai adultului. În conformitate cu Academia Europeană de Stomatologie Pediatrică, prima vizită la stomatolog se recomandă în jurul vârstei de 6 luni, 1 an. Atunci apare pe arcadă primul dințișor de lapte, iar medicul trebuie să verifice dezvoltarea dentomaxilară a copilului. De asemenea, părinții mai primesc sfaturi și despre regimul dietetic și profilactic pe care trebuie să-l urmeze cel mic. A doua vizită la medicul dentist pediatru trebuie făcută atunci când copilul are 2 ani și jumătate, 3 ani. Atunci apar pe arcadă toți dințișorii de lapte, iar medicul trebuie să verifice dacă aceștia sunt bine dezvoltați și dacă au apărut în pozițiile în care trebuiau să apară. Se va verifica și regimul profilactic, dacă acesta există, și se va institui unul în caz contrar. A treia vizită se face atunci când copilul are în jur de 4 anișori. Se examinează apariția posibilelor carii și este vârsta la care se face prima fluorizare profesională în cabinet. În funcție de carioreactivitatea copilului, această fluorizare poate avea loc la 3, 6 sau 12 luni. Fluorul are rolul de a crește rezistența dinților la formarea cariilor. Acționează local, întărind smalțul dinților, dar are și rol antimicrobian. Se recomandă mai ales copiilor cu o carioreactivitate crescută, cei care au multe carii, dar și celor cu distrofii dentare, purtătorilor de aparat sau pacienților care au anumite boli care produc o scădere a fluxului salivar. Un aspect căruia nu toți părinții îi dau importanță este acela al apariției cariilor la dinții de lapte. Sunt și părinți care cred că dinții de lapte nu trebuie tratați pentru că oricum se schimbă. Această părere este foarte greșită pentru că infecția de la nivelul dinților de lapte se poate transmite prin intermediul sângelui și afecta întregul organism. De asemenea, din cauza durerii, copiii evită alimentația și se poate ajunge chiar la malnutriție, malnutriție care are efecte devastatoare asupra dezvoltării unui copil.
Odată depistată cariala din tele de lapte, medicul specializat în stomatologie pediatrică știe ce metodă de tratament trebuie să aplice. Toate metodele de tratament se realizează sub anestezie. Cariile se pot trata simplu, cariile simple, prin îndepărtarea cariei și obturarea dințișorului cu diverse materiale colorate foarte îndrăgite de către copii. Dacă s-a ajuns la nerv și pe copilaș deja îl doare, nu scoatem dintele, dimpotrivă încercăm să-l ținem cât mai mult pe arcadă și facem niște obturații de canal speciale pentru dinții de lapte, care să permită erupția dinților permanenți. În cazul apariției infecțiilor recurente sau dacă dințișorul de lapte nu poate fi salvat, atunci se face extracția. Dar în urma extracției trebuie păstrat spațiul pe arcada dentară, folosindu-se niște menținătoare de spațiu. Acestea au rolul de a preveni eventualele înghesuiri dentare. Indiferent cât de importantă și laborioasă este intervenția asupra danturii copilului și cât este de mare teama de dentist, medicii au metode pentru a-l face să treacă ușor peste intervenții. Marea majoritate a traumelor psihologice la copii sunt datorate actelor medicale invazive. De aceea, una din prioritățile medicului dentist-pediatru este să nu traumatizeze copilul, nici fizic și nici psihic. De aceea se realizează, pe lângă anestezia locală, anestezie sau sedare intravenoasă, realizată de către un medic specialist în terapie intensivă, chiar în cabinet. O altă metodă este inhalosedarea. Tehnica este aplicată în cazul copiilor anxioși, a persoanelor care au fobie de medicul dentist. Tehnica de inhalosedare se realizează prin aplicarea unei măști nazale, cu ajutorul căreia pacientul inhalează o cantitate de protoxid de azot în combinație cu oxigenul, rezultând un gaz ilariant. Acest gaz ilariant are atât efecte sedative cât și ușor analgezice, conferindu-i pacientului acea stare de relaxare de bine. Practic, orice pacient care are o stare de sănătate normală poate beneficia de tehnica de inhalosedare. Nu există efecte adverse, nici contraindicații. Orice persoană care are o stare generală de sănătate bună, relativ bună, poate beneficia de această tehnică de inhalosedare. De asemenea, efectele secundare nu sunt prezente. Se poate aplica de la vârsta de 3 ani, începând cu vârsta de 3 ani, până la adulți, inclusiv la adulți, putem să aplicăm această tehnică de inhalosedare. În clinica Livia Dent din București sunt asigurate servicii de medicină dentară pediatrică și pentru adulți de cea mai bună calitate, cu personal medical specializat și tehnică ultraperformantă. Calitățile curative ale rucolei, planta care dă savoare vieții și remedii pentru eliminarea pistruilor și petelor pigmentare provocate de soare. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Dintre verdețurile care nu trebuie să lipsească de pe masă, începând de primăvara și până toamna, se numără și rucola sau voinicica. Despre această plantă se spune că dă savoare vieții și o să aflați imediat de ce. Teoretic, nu există nicio legătură între coaja de mesteacă în alb și sucul de ceapă. Practic, ambele au ca efect eliminarea pistruilor și a petelor pigmentare provocate de soare. Bogăția nutritivă și calitățile curative ale rucolei și remediile pentru eliminarea pistruilor și petelor pigmentare provocate de soare. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre rucola, o plantă din familia cruciferelor, rudă cu brocoli, conopida și varza, dar care pare mai degrabă din familia salatelor.
Rucola, cum o numesc italienii, rachet în engleză, rochet în franceză sau pe românește voinicică sau varză nemțească, este o plantă nepretențioasă care crește repede. Frunzele, cu un conținut bogat de fitochimicale, antioxidanți și minerale esențiale, se pot consuma sub formă de salate, iar semințele, drept condimente. În India, din semințele de rucola se extrage uleiul tarramira, foarte bun pentru gătit și pentru salate. Extrem de bogată în clorofilă și conținând 90% apă, rucola are foarte puține calorii. Având un gust ușor iute, conferă o savoare deosebită salatei. De altfel, rucola este recomandată în mod special persoanelor aflate la dietă și este alimentul ideal pentru a fi consumat pe timpul verii. Rucola este una dintre cele mai bune surse de vitamina K, necesară pentru o bună funcționare a sistemului osos, dar și a sistemului nervos central. Cu un conținut mare de folați, rucola previne declinul cognitiv în cazul persoanelor în vârstă și, de asemenea, ajută la menținerea concentrației în cazul persoanelor cu activitate intelectuală intensă. Printre altele, consumul de rucola ajută sistemul imunitar, echilibrează nivelul colesterolului și are acțiune antioxidantă. Este dovedit și faptul că rucola curăță colonul, ajută la reducerea inflamațiilor din organism și stimulează energia. Iar un aspect foarte important, potrivit fitoterapeuților, rucola are o puternică acțiune anticancerigenă. Ceea ce se știe mai puțin este faptul că savuroasa plantă folosită la salată este un redutabil afrodisiac. Romanii care cunoșteau această calitate o combinau cu lavandă sau cu alte ierburi pentru poțiuni ale dragostei. Nu degeaba îi se spune rucolei că este elixirul care dă savoare vieții. Referitor la rucola, este bine să știți că deoarece are un conținut scăzut de oxalați, poate fi consumată fără restricție de oricine, chiar și de către femeile însărcinate sau care alăptează. De asemenea, este bine ca rucola să fie consumată crudă sau cât mai puțin gătită pentru a nu-și pierde calitățile curative și nutritive. Cam atât despre rucola. A sosit momentul să ne ocupăm un pic și de frumusețe și vă propun astăzi câteva remedii pentru pistrui și pete pigmentare de la soare. Un remediu foarte bun este infuzia din coajă de mesteacăn alb. Turnați apă fierbinte peste o lingură de coajă mărunțită de mesteacăn alb și lăsați-o la infuzat. După ce ceaiul se răcește, este bine să-l strecurați și să-l puneți într-o sticluță la frigider. Tamponați de două ori pe zi petele și pistruii de la soare cu o dischetă de demachiat înmuiată în infuzia de mesteacăn. Rezultatul se va vedea peste câteva zile. Un alt remediu eficient este sucul de ceapă. Amestecați 3 linguri de suc de ceapă cu o lingură de suc de portocale sau cu o lingură de oțet de mere la alegere. Aplicați combinația cu ajutorul unei dischete de demachiat de două ori pe zi. Atenție însă, aplicați doar pe pistrui sau pe petele pigmentare, iar acestea vor dispărea în câteva zile. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că un plic de bicarbonat de sodiu turnat în scurgerea de la cadă sau aceeași operațiune în cazul chiuvetei de la baie sau de la bucătărie neutralizează bacteriile, eliminând astfel mirosurile neplăcute? Știați că albușurile se bat mult mai repede și mult mai bine dacă în castron se adaugă câteva picături de zeamă de lămâie și un pic de sare? Spuma de albușuri obținută este mult mai fermă. Știați că există bărbați alergici la propria spermă? Potrivit medicilor alergologi, simptomele apar imediat după ejaculare și sunt asemănătoare gripei. Atât pentru astăzi, rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!